Chiar înainte de a fi desemnat cel mai bun jucător din România, Sân Mărtean a declarat că panta ascendentă pe care o traversează îi se datorează exclusiv soției sale, care l-a susținut în momentele dificile și l-a încurajat în perioada în care nu-și găsea o echipă și se pregătea de unul singur prin parcuri. Acum, cea care i-a fost permanent alături, Maria Rus, a fost lovită de o boală necruțătoare și traversează o perioadă extrem de dificilă. Soțul său, Lucian Sân Mărtean, a decis să-i fie aproape în aceste momente. El a anunțat selecționerul naționalei că nu va merge în cantonament în Antalya. În locul său, în cantonamentul tricolorilor, a fost chemat Lucian Marinescu de la Universitatea Cluj. Și conducerea clubului FC Vaslui încearcă să-l ajute pe mijlocaș și caută o clinică în străinătate, unde Maria Rus, care de curând a împlinit 29 de ani, să fie operată. Deși se cunosc de 12 ani, familia Sân Mărtean s-a închegat abia în 2010 și de atunci se bucură împreună de micuța Natalia.